Drept măritor creștin, Hristos se naște slăviții. Sărbătoarea Crăciunului sau a nașterii Domnului a fost, este și va rămâne o sărbătoare a bucuriei și a darului făcut de Dumnezeu lumii prin nașterea în istorie a Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Potrivit Sfintelor Scripturi, Dumnezeu multe feluri și multe chipuri a cercetat pe poporul Său, l-a pregătit pentru venirea în lume a Fiului Său și totodată a făcut cunoscut și neamurilor păgâne viața nouă și veșnică, posibilă prin întruparea, pătrimirile, moartea și învierea Fiului Său. Mântuitorul Hristos este numit încă de la naștere Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi, și care după înviere ne-a făgăduit: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prorocul Isaia a prevestit nașterea Fiului Dumnezeu dintr-o fecioară atunci când, cu 700 de ani înainte de nașterea lui Hristos, a spus că Domnul Dumnezeu vă va da un semn. Iată, fecioara va lua în pântec și își va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tălmăcește cu noi este Dumnezeu. Acest semn mare a privit și privește întreaga omenire, deoarece prin nașterea Fiului Dumnezeu ca om, Dumnezeu a inițiat procesul de împăcare a omului cu El. La întrebarea pe care și-au pus-o oamenii dintotdeauna, atât cei învățați, cât și cei mai simpli, de ce Dumnezeu s-a făcut om? Răspunsul a fost pentru că omul nu se putea mântui prin el însuși de unul singur. Pentru ca moartea să fie biruită și nimicită, Dumnezeu, Creatorul vieții, a trebuit să pogoare în adâncurile morții prin propria moarte. A trebuit să sufere pe cruce, se pogoare în mijlocul iadului și acolo să nimicească puterea morții. Numai așa putea să dea viață celor ce erau în întunericul și umbra morții. Numai acceptând moartea ca Dumnezeu și om, putea să învieze pe cei morți împreună cu sine prin învierea sa și să le dăruiască de plină participare cu el într-o slava pe care o împărtășește cu Tatăl încă dinainte de facerea lumii. De ce s-a făcut Dumnezeu om? Fiindcă El a trebuit să-și asume atât condițiile vieții noastre, cât și pe cele ale morții noastre, pentru ca noi să ne împărtășim de viața Lui. El trebuia să devină ceea ce suntem noi, pentru ca ne permite nouă să devenim ceea ce este El în deplinătatea vieții și slavei veșnice. El este Emanuel, Dumnezeu este cu noi, un Dumnezeu prezent în viața și activitatea omului, creată după chipul și asemănarea sa. La plinirea vremii, acum mai bine de 2000 de ani, s-a înfăptuit prorocia lui Isaia despre nașterea lui din fecioară a Fiului lui Dumnezeu, Fiul cel din vecie, despre care Părintele Ceresc spune: Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, se face Fiul al Fecioarei. Astăzi, al nașterii în veșnicie se face astăzi al istoriei în Betlehem. Fecioara astăzi naște pe cuvântul cel mai presus de ființă și pământul aduce peștera celui neapropiat. Îngerii și păstorii slăvesc, iar magii cu steaua călătoresc, căci pentru noi s-a născut prun tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului se naște în peșteră, în iesle, în pai, iar acolo sunt de față cerul și pământul. Părintele Ceresc, ungerii slujitori, care slăvesc nașterea sa, lumea simplă a păstorilor, magii învățați ai lumii vechi, lumea meșterilor artizani reprezentată de dreptul Iosif, care a găsit peștera și a amenajat iesla pentru pruncul întrupat de la Duhul Sfânt și Fecioara Maria. Aceasta este taina dreptei credințe. Dumnezeu s-a dat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost crezut în lume, s-a înălțat într-o slavă. A luat chipul pruncului, al nevinovăției. A luat chipul robului, putând păcatele, neputințele, bolile noastre. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Dar Dumnezeu l-a prea înălțat și i-a dăruit lui nume mai presus de orice nume. Biscredincioși, așa a iubit Dumnezeu lumea, ca întru toate să fie plinit numele și cuvântul Emanuel, Dumnezeu este cu noi.
Este adevărul pe care îl experimentăm zilnic și îl cinstim cu evlavia parte de-a lungul slujbelor la sărbătoarea nașterii Domnului și la botezul Domnului sau Epifania, adevărul că Dumnezeu este cu noi. Această afirmație trebuie înțeleasă în două maniere complementare. În primul rând, ea exprimă faptul că Dumnezeu, unul dintre treime, care se află deasupra întregii realități create, intră în spațiul și timpul nostru pentru a participa de plin la viața noastră, atât personală, cât și socială și comunitară. Dumnezeu ține și susține întreaga lume ordine creată. El participă de plin la fiecare aspect al existenței și experienței omenești. Fiul și Duhul Sfânt sunt prezenți și activi în cadrul bisericii și al lumii ca cele două brațe ale Tatălui, pentru a ne duce de la neființă la ființă, pentru a ne crea, a ne susține, a ne călăuzi către ultimul scop al vieții noastre, care este viața veșnică cu Dumnezeu în împărăția cerurilor. Deci, în primul rând, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, printr-o prezență actuală, pentru a lucra planul dumnezeiesc de transfigurare a cosmosului într-un pământ nou și un cer nou și de mântuire a oamenilor. Pe de altă parte, afirma că Dumnezeu este cu noi înseamnă a crede și a mărturisi că Dumnezeu împărtășește cu noi personal fiecare experiență, inclusiv suferința și moartea. El face aceasta complet și cu o fidelitate totală, ca o expresie a iubirii lui nemărginite. Iubirea definește însă și ființa și existența lui. De aceea Sfântul Apostol Ioan spune că Dumnezeu este iubire. Iar din iubire pentru oameni s-a făcut om, arătându-ne bunătatea și iubirea de oameni, adică filantropia, prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul. Prin pogorârea Duhului lui Hristos avem acces la Dumnezeu Tatăl în orice moment și în orice împrejurare. Hristos este și rămâne Domnul Bisericii, capul trupului său, al tuturor credincioșilor care trăiesc întru El. În calitatea Lui de Domn și începător al vieții, El îi înalță cu sine pe cei ce mor întru El prin botez, la fel ca și prin moartea fizică, și le dăruiește să se împărtășească veșnic de viața Lui slăvită. Iisus Domnul este Cel care mărturisește pentru cei ce îndură persecuții, trădări, ură și chiar moartea pentru El, pentru că nici măcar un fir de păr din capul lor nu se va pierde. Lui Dumnezeu îi pasă de fiecare ființă vie, de păsările cerului și de crinii pământului. Cu atât mai mult îi pasă de aceea care, prin angajamentul de credință față de El, devin copiii lui Dumnezeu, seminția aleasă, preoții împărătească, neam sfânt. Grija lui Dumnezeu față de El înseamnă că El se face părtaș în mod real la viața și destinul nostru. Atâta timp când ne încredințăm destinul în mâinile Lui, prin rugăciune constantă și prin fapte de iubire, El face din nou seminția aleasă și ne călăuzește din întuneric la lumina sa cea minunată. În tăcere, nevăzut, îi conduce pe aceia care îl caută și tânjesc după el pentru împlinirea ultima a vieții lor și pentru a ajunge la plenitudinea comuniunii sfinților. Iubiți frați și surori, întru Domnul Iisus Hristos, anul acesta ne este dat să trăim sărbătoarea nașterii Domnului în circumstanțe speciale, datorate epidemiei de coronavirus. Și acest fapt ne face să ne întrebăm cum să primim bucuria acestui dar al venirii Fiului Dumnezeu la noi ca prunc. Ce târg și înțeles îi dăm când suntem confruntați cu noi ani de suferințe copleșitoare, sufletești și fizice, cu patim, dezinformări, manipulări, minciuni, boli necruțătoare, epidemii, moartea însăși. Toate acestea sunt o realitate de zi cu zi, dar nu o fatalitate. Ne luptăm cu ele, încercăm să biruim, uneori ne revoltăm. Progresăm într-un domeniu al științei, al confortului, al civilizației sau mai curând al plăcerii, al binelui, dar noi înșine, cu ce am devenit mai buni? Iisus ne-a învățat să ne iubim unii pe alții și pe aproapele ca pe noi înșine, să iubim pământul pe care locuim, să-l păstrăm curat și nepoluat, pentru că altfel creația lui Dumnezeu se poate întoarce împotriva noastră.
Am trăit anul acesta pe deplin izolarea unora față de alții și distanțarea fizică, aceasta arătându-ne că omul nu a fost creat să trăiască departe unul de altul, ci în comuniune, în comunitatea socială și bisericească. Virusul ucigaș ne obliga să ne distanțăm unii de alții și să trăim izolați. Ne-a arătat cât de fragili și vulnerabili suntem ca oameni. Ne-a făcut să experimentăm riscul însingurării, nesiguranța socială, care poate duce la disperare, dar și la o benefică curăcire a sufletului, dacă privim această molimă ca pe o cercetare și o încercare îngăduită de Dumnezeu pentru a ne arăta că greșim mult față de El și lumea minunată pe care ne-a lăsat-o să o îngrijim și în care să trăim. Această pandemie ne-a făcut să conștientizăm că trăim într-o infosferă, într-o societate dominată de vehicularea în timp real a informațiilor de tot felul, dar mai ales a manipulărilor și minciunilor și înveninării sufletelor tuturor, nu numai ale celor mai simpli. Civilizația de astăzi este una a mijloacelor media, internet, telefonie mobilă, inteligență artificială, astfel încât organele noastre, precum ochii, urechile, creierul, sunt supuse unei violente presiuni, care poate duce nu numai la perceperea denaturată a realității, dar și la degradarea persoanei umane, dacă toate aceste mijloace moderne nu sunt folosite cu pătat. Oamenii de știință spun că trăim în aceste timpuri zorice de-a patra revoluții, după cea coperniciană, darwiniană și psihanalitică. Trăim revoluția cibernetică, ce va schimba în mod dramatic relația noastră cu ceilalți semeni și probabil cu noi înșine. Rețeaua internetului a devenit un instrument extraordinar, mai ales de manipulare și minciună, sechestrat de megacorporațiile care introduc limbaje și comportamente noi, un sistem de dominare și stăpânire care vrea să fie și etic și moral. De aceea să veghem la curăcirea sufletelor și trupurilor noastre, ca să depășim cu ajutorul lui Dumnezeu momentele de cumpăn ale existenței noastre umane, fiind conștienți de faptul că nouă astăzi ni s-a născut Mântuitor în Betlehemul Iudei. Iisus Emanuel, adică un Dumnezeu prezent în mijlocul nostru, care ne spune că dacă doi dintre voi se vor pune de acord între ei pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor la Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Să nu uităm că viața, cu toate conflictele interpersonale, rămâne totuși momentul întâlnirii cu celălalt semen. Această cultură a căutării celuilalt, acceptării și înțelegerii reciproce, este înlocuită de multe ori în vremea noastră de confruntări și dispute care nu sunt rodnice. Egoismul se naște din teama de celălalt, iar când devine izolare poate da naștere disperării și violenței. Avem nevoie să reconstruim o conviețuire socială, comunitară în biserică, ca alternativă la singurătate și la izolarea sau autoizolarea impusă de frica de pandemie. Este misiunea noastră a bisericii, comunitatea celor ce cred în valoarea cuvântului întrupat, de a crea legături directe de suflet între persoane. Cercetarea celor neputincioși și bolnavi și lupta tenace împotriva izolării de ceilalți semeni sunt datorile noastre ale creștinilor ortodoxi în aceste vremuri de panică și ispite de tot felul. Lemăritori creștini, nu vă temeți, este îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, fiindcă prin frică stăpânitorul lumii acestea și slugile lui vor să îi îndepărteze pe creștini de lumina lumii. Căci Mântuitorul a spus, eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și ne-a avertizat spunând, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În decursul acestui an, statul, prin vremelnicii lui conducători, a intervenit de mai multe ori despotic și brutal în aspecte ce țin exclusiv de organizarea internă a cultului bisericii noastre, cu toate expresiile lui doctrinale și liturgice, aducând grave atingeri drepturilor omului și libertății religioase. Este vital ca membrii bisericii, cler și laici deopotrivă,
să-și facă auzite vocile care să îndemne la stoparea buzilor de orice fel. Să ne aducem aminte doar de câteva situații nefericite în care reprezentații vremelnici ai statului s-au depășit în ignoranța lor atribuțiile, pronunțându-se în chestiunea linguriței de împărtășanie despre modul de exprimare a devoțiunii față de Sfintele Odoare, Sfinte Moaște, icoane, pelerinaje. Astfel de abuzuri, precum suspendarea drepturilor fundamentale, în cazul nostru dreptul de exprimare a propriei credințe, pentru un popor ancorat în liturghia bisericii și a sfintelor taine ecleziale, nu poate aduce nimic bun, clivajul dintre autoritățile statului și populației adâncindu-se pe zi ce trece. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos, cel născut în Betleemul Iudeii, anul acesta a fost deosebit de greu și cu multe încercări și ispite, dar Dumnezeu ne-a dăruit putere să trecem cu bine peste ele. Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este o sărbătoare a bucuriei și a luminii, a praslăvit Dumnezeu pentru darul făcut umanității în persoana Fiului Său, unul născut. Să trăim această bucurie cu credință puternică pentru a dobândi pacea lui Dumnezeu promisă de îngeri oamenilor. Crăciunul este pentru toți oamenii o chemare la credință, bucurie, iubire, speranță, iar acestea trebuie împărtășite tuturor, pentru ca bucuria noastră să fie o făclie luminoasă care să lumineze peștera întunecată, plină de frustrări și păcate, a sufletului multor frați ai noștri. Cu părintească dragoste, vă doresc să primiți sărbătorile Crăciunului anului nou 2021 și să boboteze cu pace, sănătate și alese bucurii, binecuvântându-vă pe toți și rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos să vă dăruiască cele ce sunt de folos sufletelor și trupurilor voastre. Rămân al vostru arhipăstor, stăluitor în rugăciune către Dumnezeu, pentru pace și bunăvoire, pentru sporite rodiri, în Iisus Hristos, Domnul Păcii. Amin.